pe mărturisitorii ce aleși ai lui Hristos, podoapă bisericii noastre, pe cei ce în temniță chinuri și batjocuri i-au răbdat, ostașii cei de adevărați ai Domnului, care cu puterea crucii pe slujitorii satanii au rușinat și în ceruri se roagă pentru noi cu dorire să-i lăudăm zicând, bucurați-vă, sfinților mărturisitori, care în temniță Golgota neamului românesc ați suit. De la icoană și de la altar ați pornit, sfinților mărturisitori, să apărați dreapta credință și neamul românesc de urgia ce venea dinspre răsărit, și nici prigoana, nici temnița nu v-au îngrozit, ci cu tărie ați stat împotriva uneltirilor satanei, pentru care, bucurându-ne, vă lăudăm zicând, bucurați-vă, suflete curate de crin, bucurați-vă că pe acestea nu le-a întinat niciun chin, bucurați-vă că robia neamului ați voit a o frânge, bucurați-vă că pământul țării l-ați temeluit cu sânge, bucurați-vă că vrăjmașii lui Hristos v-au prigonit, bucurați-vă că vânzătorii de neam v-au lovit, bucurați-vă că zdrobiți fiind, iarăși v-ați ridicat, bucurați-vă că gândul la morții voștri putere v-a dat, bucurați-vă că viața v-a fost rugă și plâns, bucurați-vă că ardere de tot v-ați adus, bucurați-vă că darul Arhanghelului v-a umbrit, bucurați-vă că și cu puterea cinstitei cruci ați biruit, bucurați-vă, sfinților mărturisitori, care în temniță Golgota neamului românesc ați suit. Fiara roșie cu mânie s-a pornit împotriva Bisericii lui Hristos și lumea întreagă s-a îngrozit de cumplitele nelegiuiri, că icoanele au fost călcate în picioare, moaștele sfinților batjocorite, preoții uciși și mulțime de biserici dărâmate, iar voi, sfinților, nevoind a ne lăsa nouă o țară fără altare și cruci, v-ați împotrivit cu bărbăție celor rău credincioși cântând lui Dumnezeu, aleluia. Se clătina așezarea creștină a lumii și puterile întunericului cumplit spumegau, iar ostașii lui Hristos, cu inimă vitează, nesuferind unele ca acestea, au pornit grabnic spre Spania însângerată, unde moarte de martiri cu bucurie au primit, iar voi, sfinților, legământ ați făcut pe mormântul lor, să duceți lupta cea bună pentru izbăvirea neamului, pentru care cu mulțumire grăim. Bucurați-vă, apărătorii neamului românesc, bucurați-vă, fii vrednici ai pământului strămoșesc, bucurați-vă că doi tineri pildă vie v-au dat, bucurați-vă că la moarte fericiți au plecat, bucurați-vă că la mormântul lor legământ ați rostit, bucurați-vă că în sărăcie ați făgăduit, bucurați-vă că de bucuriile pământești v-ați lepădat, bucurați-vă că țara s-o slujiți, v-ați legat, bucurați-vă că munți de suferință ați străbătut, bucurați-vă că tinerețe cei mai mulți n-ați avut, bucurați-vă că neamul prin voi s-a împlinit, bucurați-vă că durerea voastră însutit a rodit, bucurați-vă, sfinților mărturisitori, care în temniță Golgota neamului românesc a suit. Voit au vrăjmașii crucii și vânzătorii de țară să rupă sufletul românesc de Hristos, dar s-a ridicat în nouă viteaz apărător cu suflet de arhanghel, care viața pentru legea strămoșească și-a pus zicând, cel ce luptă chiar singur pentru Dumnezeu și neamul său nu va fi învins niciodată. Iar acum biruitor cu îngeri în ceruri, acestuia neîncetat îi cântă aleluia. Tiranul cel ucigaș, nelegiuita evreică, nesuferind a vedea sufletele voastre curate, arzând de dragoste pentru credință și neam, de a volească porunca au da să fiți noaptea duși în pădure și sugrumați, apoi ciuruiți de gloanțe, aruncați într-o groapă, arși cu vitriol și acoperiți cu lespezi grele de piatră, dar nici mormântul, nici moartea nu v-au ținut, ci la viața cea adevărată v-ați mutat, pentru care auziți de la noi unele ca acestea. Bucurați-vă, lacrimi pe obrazul țării vărsate, bucurați-vă, suflete greu încercate, bucurați-vă că ați știut că la moarte plecați, bucurați-vă că senin v-ați despărțit de ceilalți, bucurați-vă că în întunecata pădure v-au dus, bucurați-vă că picioarele în lanțuri v-au pus, bucurați-vă că frânghii după gât v-au întins, bucurați-vă că mișelește pe toți v-au ucis, bucurați-vă că și catapeteazma neamului s-a despicat, bucurați-vă că voievozii din morminte s-au sculat, bucurați-vă că Horea sfârtecat a zbâcnit, bucurați-vă că Tudor cel vândut s-a îngrozit,
bucurați-vă, Sfinților Mărturisitori, care în temniță golcotea neamului românesc a suit, spăimântatul sau slujile satanei de dârzenia și credința voastră, Sfinților, și socotind să vă piardă cu mânie sau pornit asupra voastră, în temnițele de la Râmnicu Sărat, Miercurea Ciuc, Brașov și Vaslui, și în înfricoșătoarea noapte a răzbunării, cu moarte de martiri, v-ați încununat cântând lui Dumnezeu, aleluia. Uneltirile celor fără de lege nici cum nu v-au îngrozit viteșilor mărturisitori, ci înțelegând că veți fi uciși în curtea lagărului, toți ați îngenunchiat și în tăcerea nopții rugăciunea Tatăl nostru cu milință ați rostit, apoi gloanțele au pornit potop asupra voastră, în vreme ce un preot întemnițat săvârșea în taină cea din urmă slujbă pentru voi și pentru cei ce avea să mai moară, pentru care noi vă lăudăm zicând: bucurați-vă că la moarte cu Hristos ați plecat, bucurați-vă că neamului jertfă curată v-ați dat, bucurați-vă că s-au minunat călăii de-a voastră purtare, bucurați-vă că s-au cucerit de credința voastră cea tare, bucurați-vă că gloanțele nemilos v-au secerat, bucurați-vă că durere în urmă ați lăsat, bucurați-vă că trupurile vii le-au pus la răscruci, bucurați-vă că v-au lăsat fără groapă și cruci, bucurați-vă cei ce și după moarte ați fost umiliți, bucurați-vă cei ce trădători de țară ați fost numiți, bucurați-vă fii ai unui neam răstignit, bucurați-vă că sufletul prin dureri v-a sfințit, bucurați-vă Sfinților Mărturisitori care în temniță Golgota neamului românesc a suit. Satana însuși s-a pogorât ca să vă piardă, Sfinților Mărturisitori, îngrozava temniță de la Pitești, iar călăul cel îndrăcit tocmit să vă zdrobească sufletele striga: dacă Hristos ar fi trecut prin mâinile mele, nu mai ajungea nici El pe cruce și n-ar fi înviat. Eu sunt adevărata Evanghelie, eu o scriu acum pe stârvurile voastre, iar voi, Sfinților, neavând nădejde de izbăvire decât de la Dumnezeu, acestuia cu lacrimi strigați, aleluia. Îngerii cei din ceruri și-au ascuns fața, neputând suferi nebunia urâtorilor de Dumnezeu, când vinerea patimilor spre baljocură un tânăr pe perete, au răstignit și cu lovituri sălbatice l-au ucis, iar zidurile temniței se cutremurau de urletele celor schinciuiți, gropile înghițeau, flămând de grămezi de carne zdrobită și sânge, dar în adâncul iadului Dumnezeu putere și tărie v-a dat, pentru care vă lăudăm zicând: bucurați-vă, martiri care mult ați pătimit, bucurați-vă că fiarele cu chip de om v-au lovit, bucurați-vă că peste cap cu pari ascuțiți v-au bătut, bucurați-vă că degetele cu clești vi le-au frânt, bucurați-vă că în picioare cu ură ați fost călcați, bucurați-vă că în genunchi cu mâinile legate mâncați, bucurați-vă că sare spre mâncare ați primit, bucurați-vă că de apă zile întregi v-au lipsit, bucurați-vă că dureri peste fire ați răbdat, bucurați-vă că marilor mucenici v-ați asemănat, bucurați-vă căci cu trupul cumplit ați pătimit, bucurați-vă că țarina sufletului mai bogat a rodit, bucurați-vă Sfinților Mărturisitori care în temniță Golgota neamului românesc a suit. Au socotit ucigașii cei năimiți din temnița iudului să piardă și pomenirea voastră, Sfinților, și mult chinuitele voastre trupuri în râpa de la dealul robilor au aruncat, neștiind de puterea lui Dumnezeu ce-a arătat în vedenia prorocului Ezechiel, care zice: mâna Domnului a fost peste mine și m-a luat în duhul și m-a pus în mijlocul unei voi pline de oase și mi-a zis: fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns: Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis: prorocește despre oasele acestea și spune-le: oase uscate, ascultați cuvântul Domnului, iată voi face să intre în voi duh și veți învia. Și a intrat duhul în ele și au înviat și au stătut în picioare și era ca o oaste mare, foarte mare la număr, care slăvea neîncetat pe Dumnezeu cântându-i aleluia. Să lași de rugăciune temnița iudului v-a fost, că acolo neîncetat în post și priveghere ați petrecut, trezvia minții și smerenia inimii ați dobândit și dumnezeieștile Scripturii ați învățat, iar noaptea, îngenunchind cu lacrimi, vă rugați pentru morții voștri
și pentru cei ce vă prigoneau, pentru care noi vă lăudăm zicând: Bucurați-vă, Sfinți purtători de cunună, bucurați-vă că ați ales nevoința cea bună, bucurați-vă că luptă îndoită ați dus, bucurați-vă că patimile din voi le-a supus, bucurați-vă că și pe călăi i-ați înfruntat, bucurați-vă că aceia să vă piardă au cugetat, bucurați-vă că loviri și scuipări ați primit, bucurați-vă că mădularele în bătăi v-au zdrobit, bucurați-vă că în celule înghețate a stat, bucurați-vă că apă rece pe podea v-au turnat, bucurați-vă că toate cu răbdare a suferit, bucurați-vă că puterea de sus v-a întărit, bucurați-vă Sfinților Mărturisitori care în temniță Golgota neamului românesc a suit. Cuvintele Mântuitorului: frate pe frate la moarte va da, au voit să le împlinească în temnița de la Gherla, că îndrăciții călăi cu ură vă porneau unii împotriva altora și chemând pe un tată l-au silit să-și calce în picioare copilul, iar acela căzând în genunchi a strigat: Ucideți-mă pe mine, numai nu-mi schingiuiți băiatul. Iar voi, înțelegând nebunia satanei, v-ați rugat zicând: Doamne, dă-ne putere să răbdăm sau ia-ne viața. Și lui Dumnezeu a strigat: Aliluia! Mintea omenească nu poate pricepe cruzimea chinurilor pe care le-ați răbdat sfinților, că-și răstigniți pe podea cu frânghii ude a spus bătuți, degetele cu clești v-au zdrobit și cu scânduri peste față v-au lovit, încât înfățișare de oameni nu mai aveați, dar voi, urmând lui Hristos, cel răstignit, toate a suferit și pe călăi i-ați iertat, pentru care vă lăudăm zicând: Bucurați-vă, trupuri în chinuri zdrobite, bucurați-vă, suflete în foc lămurite, bucurați-vă că satana a cerut să vă cearnă, bucurați-vă că-și credința a avut-ați drept armă, bucurați-vă că până în sfârșit ați răbdat, bucurați-vă că Hristos putere v-a dat, bucurați-vă că mult pătimind v-ați sfârșit, bucurați-vă că-și cu chip luminat ați murit, bucurați-vă că v-au nins flori de nea pe mormânt, bucurați-vă că îngerii v-au plâns nevăzut, bucurați-vă că munții de durere ați suit, bucurați-vă că Domnul la el v-a primit, bucurați-vă Sfinților Mărturisitori care în temniță Golgota neamului românesc a suit. Iudeii cei robiți în Egipt nici în parte n-au răbdat suferințele voastre, Sfinților Mărturisitori, că nu pietre și cărămizi v-ați trudit a frământat, ci cu brațe-i stovite munți de pământ din loc ați mutat și ați croit albie de lacrimi și sânge pe care toate apele Dunării nu vor putea spăla, căci glasul suferinței voastre neîncetat se înalță la cer strigând lui Dumnezeu: Aleluia! Glas au dat apele și adâncurile cumplitului canal s-au cutremurat, că nu sunt graiuri care să nu se audă și dureri care să nu rodească, iar noi, Sfinților, glasul pătimirii voastre din străfunduri auzindu-l, grăim către voi unele ca acestea. Bucurați-vă, suflete tari ca munții bătrâni, bucurați-vă, pomi viscoliți de furtuni, bucurați-vă că narșiță și ger a strudit, bucurați-vă că pământul cu sânge a sfințit, bucurați-vă că goi și flămânzi ați răbdat, bucurați-vă că-și cu lacrimi în stâncă a săpat, bucurați-vă că în sudor drum prin piatră a scroit, bucurați-vă că drept plată lovituri ați primit, bucurați-vă că sub valuri ați fost risipiți, bucurați-vă că sub mâl și nisip odihniți, bucurați-vă că trupul istovit v-au zdrobit, bucurați-vă că sufletul mai vârtos a rodit, bucurați-vă Sfinților Mărturisitori care în temniță Golgota neamului românesc a suit. Lumina a răsărit în temnița suferinzilor de la târgu Ocna, căci ca un soare a strălucit întrânsa, senin la suflet și chip, Sfântul temnițelor românești, mângăierea suferinzilor și lauda nevoitorilor, cel ce între zvie și rugăciunea inimii petrecând, darul Duhului Sfânt a agonisit și sfârșitul mai dinainte cunoscându-și, cu bucurie s-a mutat la Domnul cântând Aliluia. Iubiți pe cei ce vă prigonesc, a poruncit Hristos, iar voi, Sfinților, cuvântului întocmai l-ați împlinit, că la târgu Ocna, noaptea nașterii Domnului, un preot muribund a cerut să fie dus la cel care cumplit îl chinuise și, mângâindu-l cu blândețe, a spus: Te iert din toată inima și cred că Hristos, care e mai bun decât noi, te va ierta și El,
iar acela, căindu-se cu lacrimi, s-a mărturisit și în aceeași noapte amândoi la Domnul cu pace au plecat, iar noi, minunându-ne de puterea dragostei, vă lăudăm zicând: Bucurați-vă următorii poruncilor dumnezeiești, bucurați-vă râvnitorii ai măririi cerești, bucurați-vă că rugăciunea lui Iisus ați primit, bucurați-vă că darul Duhului Sfânt v-a umbrit, bucurați-vă că Evanghelia v-a fost îndreptar, bucurați-vă că ați aflat luminare și har, bucurați-vă că soare între voi a strălucit, bucurați-vă că Sfântul închisorilor l-ați numit, bucurați-vă că a odrăslit din durere și chin, bucurați-vă că sufletul i-a fost alb ca un crin, bucurați-vă că în mormânt neștiut l-au zvârlit, bucurați-vă că cerul în giulgi de nea l-a învelit, bucurați-vă sfinților mărturisitori care în temniță Golgota neamului românesc a suit. Voit au vrăjmașului Hristos nu doar să vă zdrobească trupurile și sufletele, ci și credința cea adevărată să o bajocurească, pentru aceea la sfintele sărbători ale Ortodoxiei vă sileaua să vârși blasfemii pe care mintea omenească nu le poate închipui, iar voi sfinților, umilința și chinurile răbdând, cereați ajutor lui Dumnezeu întărindu-vă și strigând: Aleluia! Bucuria învierii a strălucit în întunecata minte de la Baia Sprie, când în măruntaiele pământului preoții, întemnițați cu cutremuri, au strigat: Veniți de luați lumină! Și sfredelele în chip de clopot au început a răsuna, lămpașele s-au aprins, iar osândiți îngenunchiați, cu lacrimi au cântat: Hristos a înviat, de care lucruri minunându-ne vă lăudăm strigând. Bucurați-vă cei ce de vii ați fost îngropați, bucurați-vă că de Hristos n-ați voit să vă lepădați, bucurați-vă când bajocură carne în vinerea mare v-au dat, bucurați-vă că foamea răbdând n-ați mâncat, bucurați-vă că învierea în adâncuri ați prăsnuit, bucurați-vă că prin post și mărturisire v-ați curățit, bucurați-vă că o cruce din bârne ați înălțat, bucurați-vă că sfredele în chip de clopote au sunat, bucurați-vă că odăștii de preț n-ați avut, bucurați-vă că epitrahil din ștergar alb ați făcut, bucurați-vă că-și cu îngeri împreună ați slujit, bucurați-vă că sub pământ pe Hristos ați mărturisit, bucurați-vă sfinților mărturisitori care în temniță Golgota neamului românesc a suit. Cumplita prigoană cea cu mânie pornită asupra voastră, n-a curățat nici firea femeiască cea slabă, și întocmai mucenițelor de demult, mulțime de femei cu îndrăzneală au mărturisit dragostea lor pentru Hristos și neam, și chinurile au răbdat, cu bucurie cântând lui Dumnezeu: Aleluia! Îngrozitul stau credincioșii văzând, a adus spre ardere un trup de femeie schingiuit, iar călăii cei cu inima de piatră nici cum luând seamă că acela viață mai avea întrânsul, cu grăbire l-au aruncat un cuptor și vaete surde din flăcări au răsunat, iar noi cutremurându-ne de unele ca acestea cu frică grăim. Bucurați-vă trupuri firave cu suflet călit, bucurați-vă că pe Hristos cu îndrăzneală ați mărturisit, bucurați-vă că mucenițelor din vechime v-ați asemănat, bucurați-vă că multe feluri de chinuri ați răbdat, bucurați-vă că bajocuri și loviri ați primit, bucurați-vă că spânzurându-vă cumplit v-au strujit, bucurați-vă că spre împușcare pieptul vostru l-au dat, bucurați-vă că mâinile soldaților pe arme au tremurat, bucurați-vă că trupurile v-au bătut până la sânge, bucurați-vă că de suflete nu s-au putut atinge, bucurați-vă cu sfinții acestui neam prigonit, bucurați-vă toți care în credință ați murit, bucurați-vă sfinților mărturisitori care în temniță Golgota neamului românesc a suit. Harul cel dumnezeesc v-a umbrit în chip minunat sfinților și în temnițele de la Pitești, Aiud, Gherla, Sighet, Baia Sprie, Târgu Ocna și Canal, asemenea mucenicilor din vechime, pătimiri de multe feluri ați răbdat, iar voi bine știind că lucrare de sus era aceasta, mai vârtos pe Hristos l-ați chemat cântând Aleluia. De nimic ați socotit viața aceasta pământească și sufletul v-ați pus pentru dreapta credință și neamul strămoșesc, iar acum la limanul cel fără de durere și întristare vă veseliți,
cu toți drepții lăudând pe Dumnezeu și auzind de la noi unele ca acestea. Bucurați-vă, aripi în zbor secerate, bucurați-vă, chipuri de har luminate, bucurați-vă, vieți care în lanțuri v-ați frânt, bucurați-vă că lumea pe voi v-a urât, bucurați-vă, raze în beznă aprinse, bucurați-vă, brații la ceruri întinse, bucurați-vă, sfinți fără cruce și nume, bucurați-vă, tâmple cu albe curune, bucurați-vă, râuri cu ape curate, bucurați-vă, ramuri de rod încărcat, bucurați-vă, sol care bine ați veselit, bucurați-vă, stânci cu tării de granit, bucurați-vă, sfinților mărturisitori care în temniță Golgota neamului românesc a suit. O sfinților mărturisitori, cei ce în temniță chinuri de multe feluri ați răbdat și pentru învierea neamului românesc moarte mucenicească cu vitejie ați primit, îndrăznirea având către Hristos Dumnezeu, faceți rugăciune ca să ne izbăvim de toată înșelăciunea diavolească și credința ortodoxă, cu bărbăție să mărturisim, ca mântuindu-ne pururea să cântăm lui Dumnezeu, aleluia. O sfinților mărturisitori, cei ce în temniță chinuri de multe feluri ați răbdat și pentru învierea neamului românesc moarte mucenicească cu vitejie ați primit, îndrăznirea având către Hristos Dumnezeu, faceți rugăciune ca să ne izbăvim de toată înșelăciunea diavolească și credința ortodoxă, cu bărbăție să mărturisim, ca mântuindu-ne pururea să cântăm lui Dumnezeu, aleluia. O sfinților mărturisitori, cei ce în temniță chinuri de multe feluri ați răbdat și pentru învierea neamului românesc moarte mucenicească cu vitejie ați primit, îndrăznirea având către Hristos Dumnezeu, faceți rugăciune ca să ne izbăvim de toată înșelăciunea diavolească și credința ortodoxă cu bărbăție să mărturisim, ca mântuindu-ne pururea să cântăm lui Dumnezeu, aleluia. O sfinților mărturisitori, cei ce în temniță chinuri de multe feluri ați răbdat și pentru învierea neamului românesc moarte mucenicească, cu vitejie ați primit îndrăznirea având către Hristos Dumnezeu, faceți rugăciune ca să ne izbăvim de toată înșelăciunea diavolească și credința ortodoxă cu bărbăție să mărturisim, ca mântuindu-ne pururea să cântăm lui Dumnezeu, aleluia. O sfinților mărturisitori, cei ce în temniță chinuri de multe feluri ați răbdat și pentru învierea neamului românesc moarte mucenicească cu vitejie ați primit îndrăznirea având către Hristos Dumnezeu, faceți rugăciune ca să ne izbăvim de toată înșelăciunea diavolească și credința ortodoxă cu bărbăție să mărturisim, ca mântuindu-ne pururea să cântăm lui Dumnezeu, aleluia. De la icoană și de la altar ați pornit sfinților mărturisitori, să apărați dreapta credință și neamul românesc de urgia ce venea dinspre răsărit, și nici prigoana, nici temnița nu v-au îngrozit, ci cu tărie ați stat împotriva uneltirilor satanei, pentru care, bucurându-ne, vă lăudăm zicând: bucurați-vă, suflete curate de crin, bucurați-vă că pe acestea nu le-a întinat niciun chin, bucurați-vă că robia neamului i-a voit a o frânge, bucurați-vă că pământul țării l-a temeluit cu sânge, bucurați-vă că vrăjmașii lui Hristos v-au prigonit, bucurați-vă că vânzătorii de neam v-au lovit, bucurați-vă că zdrobiți fiind iarăși v-ați ridicat, bucurați-vă că gândul la morții voștri putere v-a dat, bucurați-vă că viața v-a fost rugă și plâns, bucurați-vă că ardere de tot v-ați adus, bucurați-vă că darul Arhanghelului v-a umbrit, bucurați-vă că și cu puterea cinstitei cruci ați biruit, bucurați-vă sfinților mărturisitori care în temniță Golgota neamului românesc a suit. Per mărturisitorii cei aleși ai lui Hristos, podoaba bisericii noastre, pe cei ce în temniță chinuri și batjocuri au răbdat, ostașii cei adevărați ai Domnului, care cu puterea crucii pe slujitorii satanei au rușinat, și în ceruri se roagă pentru noi cu dorire să-i lăudăm zicând: bucurați-vă, sfinților mărturisitori, care în temniță Golgota neamului românesc a suit.